În urma vântului puternic din ultimele 48 de ore, stratul de zăpadă la stația meteo Bâlea Lac și la cota 2000 Transfăgărășan măsoară acum 1,57 m, pe alocuri însă, datorită viscolului, este chiar mai mare. Pe unii versanți și pe majoritatea vâlcelor, zăpada este instabilă, a format plăci de vânt și se poate forma curgeri de zăpadă de dimensiuni medii. Riscul de avalanșă este de gradul 3 la altitudini de peste 1800 de metri și de gradul 2 la altitudini de sub 1800 de metri. Aceasta survine pe fondul încălzirii care s-a petrecut în ultimele zile. Înainte de această încălzire a bătut vântul puternic, a nins ușor și a bătut vântul puternic, ceea ce a creat plăci de vânt, care plăci de vânt sunt zone instabile de zăpadă, care la o încărcare cu schiori sau cu turiști se pot rupe și pot declanșa avalanșe. În momentul de față, stratul de zăpadă are 157 de centimetri măsurat platforma de la Bâlea și cam același strat și la noi la cota 2000, iar traseele turistice sunt și vor rămâne închise toată iarna. Sfatul Salvamont Argeș pentru cei care își vor petrece sejurul în zona montană argeșană este să nu încerce să urce pe traseele închise și să ceară informații salvatorilor montani din zonă sau la dispecerul național Salvamont, formând 0 Salvamont. De asemenea, trebuie estimat timpul necesar efectuării excursiei, în așa fel încât să există o marjă de siguranță de o oră de lumină după terminarea acesteia, ținând cont că la ora 17:30 este deja întuneric. În orice caz, în afara echipamentului obligatoriu de iarnă, încălțăminte și îmbrăcăminte adecvată, colțar, piolet, trebuie să existe în permanență în rucsac o lanternă cu baterii pentru fiecare participant, evitând astfel situații neplăcute. Chiar și în cazul excursiilor cu autoturismul, este indicat să aveți încălțări și îmbrăcăminte de iarnă, de asemenea o lanternă pentru situațiile în care sunteți nevoiți să vă deplasați pe jos. Nu parcați mașinile la baza pantelor mari, fără pădure, încărcate cu zăpadă.